Bună seara și bine v-am regăsit! Igor Dodon a pierdut alegerile acasă chiar și fără diasporă. Totuși, președintele în exercițiu spune că are de gând să stea la președinție până la sfârșitul lunii decembrie, până la investirea Maia Sandu. Între timp, toți mai mulți deputați spun că în Parlament se coace o nouă coaliție. Prin urmare, nu este clar dacă scenariul alegerilor parlamentare anticipate mai e viabil și câți dintre cei 101 deputați își doresc acest lucru. După o pauză de mai bine de două luni, deputații s-au întrunit în ședință plenară. Stimați colegi, vă salut pe toți. Sunt bucuroasă să vă revăd din nou la ședința plenară a Parlamentului. Să vă felicit pe toți cu finalizarea campaniei electorale și sper că am revenit la lucru normal, activitatea normală în Parlament. Se va constitui sau nu o nouă majoritate parlamentară? Ce proiecte au reușit să voteze aleșii poporului? Discutăm astăzi la Întreabă Ghețu. La aproximativ o săptămână după alegeri, premierul Ion Chicu avertizează că sistemul medical este la limită și se vor întâmpina dificultăți mari la internarea bolnavilor noi de COVID-19. Între timp, Parlamentul a votat că cei care nu respectă măsurile de prevenire a coronavirusului să se aleagă cu amenzi mai mici. Mai multe detalii ne spun deputații în câteva clipe. Președintele în exercițiu, Igor Dodon, spune că va continua să meargă să viziteze satele în care a câștigat. Îmi pun ca scop, ca agenda, să merg în continuare masiv în teritoriu. Eu voi merge în primul rând în toate localitățile unde au obținut 50+. Toate satele din Republica Moldova, care au votat peste 50% pentru Igor Dodon la alegerile prezidențiale, le voi vizita prioritar în următoarea perioadă. Între timp, în satul natal al lui Igor Dodon, o bună parte din săteni spun că știu de ce acesta a pierdut alegerile. S-a amestecat diaspora asta acolo, Maia Sandu, o cumpăra diaspora asta toate și o ținut cu dânsa și de atât au pierdut Igor Dodon. Dar panoul ăsta cu Igor Dodon când o să-l scoate? Aici am să-l ținem până să murim. Rămâneți cu noi pentru a vedea explicațiile sadovenilor. Discutăm despre reluarea ședințelor plenare și nu doar cu invitații mei din această seară. Este vorba despre deputatul PAS, Radu Marian. Bună seara! Bună seara! Deputatul Iurie Reniță. Bună seara, domnule Reniță! Bună seara și vă salut numeroși și dumneavoastră telespectatori! Și deputatul PSRM Alexandru Nesterovski. Bună seara! Bună seara! Și analistul politic Roman Mihăieș. Bună seara, domnule! Bună seara! L-am invitat și pe deputatul platformei parlamentare pentru Moldova, domnul Sergiu Sârbu. Din păcate, acesta ne-a anunțat că a apărut o urgență și nu poate veni. Dar continuăm discuțiile și fără prezența dumnealui. Domnul Reniță, să le luăm pe rând. Vreau să vă întreb dacă v-a fost dor de ședințele plenare. Categoric mi-a fost dor și nu întâmplător, chiar la debutul reluării, după o perioadă de două luni și ceva, am solicitat ca destinsa doamnă spicheriță să-și dea demisia. De ce? Nu poți să ții un parlament două luni jumate în lipsă de funcționalitate, de activitate, fiindcă așa a dorit Igor Dodon, Partidul Socialiștilor și inclusiv exponenta lor, doamna Greceanu. Parlamentul trebuia să întrunească în ședințe, parlamentul, noi suntem o republică parlamentară și nu suntem subordonați nici lui Dodon, nici Partidului Socialist și nici doamnei Greceanu. De aceea am insistat și în continuare nu mi-am modificat opinia, fiindcă parlamentul, din păcate, a fost transformat, ziceam, într-o sucursală, o anexă a lui Dodon și a Partidului Socialiștilor. Parlamentul, ca instituție fundamentală a democrației și a reprezentării cetățenilor, are agenda proprie, agenda cetățenilor și nu a unei persoane politice. Pentru că avem noroc ca domnul Nesterovski să fie astăzi prezent aici în platou. Domnul Nesterovski... Chiar că e norocul nostru ca să-l avem, așa că... Domnul Nesterovski, vreau să ne spuneți, atât domnul Reniță susține că ședințele plenare nu au avut loc mai bine de două luni, în timp în care... Aproape trei luni de zile. Aproape trei luni, v-ați ridicat salariul fără probleme și totuși
E adevărat că domnul Dodon a insistat ca ședințele să nu aibă loc? Мы все знаем, какая сейчас ситуация в стране, особенно с коронавирусом, со всем остальным, все эти проблемы. И у нас в парламенте, думаю, как и во многих фракциях, переболело очень много людей. Болела в том числе и госпожа Гречана, и тяжело перенесла болезнь. И собирать парламент, подвергать риску 101 депутата, это было сложно. Это первая причина, которая самая главная. Ну и вторая, это действительно выборы. Практически все депутаты работали в районах. И от всех фракций, и от ПАС, и от ДА, и от социалистов, то есть была работа и на местах в районах. То есть причины две. То есть нельзя сказать, что кто-то узурпировал власть. Была работа в районах, была болезнь, была пандемия, которую надо было остановить хотя бы в парламент, чтобы не пошло по всем подряд, а мы не развезли по всей Молдавии. То есть причин несколько. Да, домнули Мариан, pentru că s-a vorbit despre alegeri, v-am văzut antrenat și în campanie. Totuși ați reușit timp de două zile să recuperați în aceste două zile cât au avut loc ședințele plenare, să, nu știu, să reușiți ceea ce nu ați reușit, nu ați făcut împreună cu toți aleșii poporului timp de aproximativ 2-3 luni, cum spune domnul Reniț. Da, ce s-a reușit în primul rând în aceste ședințe de săptămâna asta este să votăm câteva legi necesare pentru programul FMI, apoi va trebui, desigur, să găsim un consens pentru a vota bugetul 2021, dar ulterior, cu siguranță, acest Parlament trebuie dizolvat urgent, pentru că el nu reprezintă voința poporului și alegerile prezidențiale, rezultatul acestora a demonstrat acest lucru. Acest Parlament nu este capabil să dea țării un guvern reformist, pe termen lung, care să implementeze reformele atât de urgente în domeniul economic, în domeniul justiției, și inclusiv să iau aceste proiecte despre care spuneți că este atât de necesar în timpul pauzei, dacă putem să spunem așa. Deci, da, într-adevăr, este un lucru ciudat, pentru că aceste proiecte de lege puteau fi bine mersi votate mult mai devreme. Acest motiv invocat de colegul în PSRM, precum că COVID, nu ține, pentru că au fost îndeajuns deputați care erau gata să voteze legile pe care le-am votat săptămâna asta. Ați văzut că aproape toate legile au fost votate de marea majoritate a deputaților, inclusiv acel proiect de lege pentru femei, inclusiv acea reducere a amenzilor. Vă dați seama, am așteptat două luni pentru asta, când putea foarte ușor să fie votate aceste proiecte de lege în septembrie sau în altă zi. Dar totuși am văzut că unele amendamente la unele proiecte de lege au fost cam greu de numărat voturile. Vreau să urmărim o secvență scurtă, după care să-l aud pe domnul Mihaieș cum vede atmosfera din Parlament. Rog să votați. Și sectorul 3? Sector 3, 51. 14. Nu. În sectorul 3, 22, după calcule. 14 ori 22. 22. Am rugat secretariatul cât suntem prezenți în sală. În sală, deputați, uniți-a dumneavoastră. N-ați aveți membru sub comisia asta. 36 de voturi, din păcate, nu acumulat. Câți, doamna Grecia? Nu știu câți, numărați-i cât sunt în sală. Speaker să știți, spuneți. Stați-le, nu spuneți ce eu sunt. Nu speakerul, numărul voturile. Până când nu o să fiți cu toții disciplinați, așa o să fie. Și să nu-mi puneți replică că eu sunt speaker sau nu speaker. Eu știu cine sunt. Vreau ca și dumneavoastră cu toții să cunoașteți cine sunteți. Să nu este majoritatea. Aici 21 vă. Nu, hai, spunem. O fost, nu, vor... Aici 21 numai. Care 21? 50. Noi avem jumate de sector și n-am votat. 21. De unde? Eu am numărat care a votat. Și eu am numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Spune normal, omenește. Și cu țepete este. Dacă voi nu puteți număra... А потом мы до уни 21, тут пост номера, уни тут весь 21, который опытал. Номер? Я вам номера 20 пшуамин, спут президию 2, 6 пш. Номер? Я спут 22. Номер? Че, Влад? Вы ну путец у меня ешьте. Ку стригати, ку ципити, а шашу спи де фейкари дата. Калмацева, лиништицева. Рабда Цуляк, vorbește... Despre doamnă, vorbește președintele Parlamentului. Aveți răbdare, eu la tăiați am spus că vă ofer cuvântul. Nu mă vă rog, stimați colegi, liniște vă rog. Liniște vă rog. Vă bateți de la nimic. Renumărați voturile din sectorul 2. Au intrat deputații după procedura de... Stimați colegi, calmați-vă. Inițial, Partidul Șor a votat, acum Partidul Șor nu votează. Acum tot e clar. Domnul Păpșoi, nu mă provocați, că altfel n-ați aveți niciun vot.
dictatură. Aici trebuie o leacă de dictatură și nu numai o leacă, dar o leacă tare. Am revenit în platou. Domnule Mihai, și am văzut atmosfera din Parlament astăzi. De fapt, cam tot ședință. Situația e simplă. Votul electronic se promite, dar iată că suntem la 30 de ani de independență. Și apropo, îmi aduc aminte primul Parlament când a început să funcționeze în 1990, după alegerile de februarie. Eu am impresia că atunci era votul electronic. Și votau electronic, deci în primul Parlament. Dar nu știu de ce motive, totuși nu vreau să intru în bănuieli. De ce nu se introduce votul electronic? Pentru că eu cam văd și în România se votează electronic și în Ucraina se votează electronic și în multe alte țări. Deci nu e o problemă tehnică, cred că e altă logică aici. Este evident că nu este o mare parlamentară, se votează situativ. Două zile am văzut voturi situative. Sunt anumite bănuieli de anumite jocuri între PSRM și Grupul pentru Moldova, dar încă nu sunt formalizate. Nu putem să vorbim despre ceva cert. Probabil că încă nu există ceva ca să putem să vorbim despre o alianță. Dar, per total, sigur că mandatul la aproape 1 milion de oameni a fost pentru dizolvarea Parlamentului. Și aici, eu cred că deputații din toate fracțiunile trebuie să contribuie ca să existe o cale de parcurs până la acest eveniment. Cred că aici trebuie să existe și președintele ales și președintele care deja pleacă, trebuie să aibă o agendă comună. Domnul Starovski, a bătut palma, o secundă, a bătut palma socialiștii cu Pentru Moldova. Я отвечу сначала, если можно, это видео, потом на ваш вопрос. Да, порог. У нас последние 2 дня получается очень конструктивный парламент. Практически по большей части вопросов мы голосуем единогласно. У нас голосует 2/3 и более голосов. То есть нельзя сказать, что там кто-то с кем-то... Нельзя сказать, что кто-то с кем-то какую-то коалицию делал. Тот отрывок, который вы показали, это было практически единственное сегодня, и то это не было чего-то горячего, там не было какой-то злости. Доамна Гречан, а спускай, ты бы сами обещну им, и препарайся, так ла урматуарлили шединцы, с непоминимку атмосфера... Нет, это было небольшое недопонимание, то есть некоторые товарищи любят шутить вот там с третьего сектора, которые не могли сразу посчитать нормально, сразу назвать цифру. Это было больше в виде шутки смотрелось, это не было какие-то разборки, извините за сленг. Так что парламент в данном случае рабочий, вопросы голосуются сегодня, думаю, практически все единогласные вопросы проголосовали, по крайней мере, подавляющее большинство. И вчера то же самое было, без каких-либо драк и разборок, хотя, честно говоря, я лично их ожидал после выборов. А у батут пальма социалистику платформа Пентру Молдова? Да, как... Я скажу и от лица социалистов, и как говорил Игорь Николаевич, да, повторю. Потому что мы потенциально требуем шпичей для Пентру Молдова, через кузы. Да, хотят сунуть нам им Пентру Молдова. Повторю его. Шор плюс, шор делюкс. Да, можете называть их, можете называть их как угодно, но никаких коалиций не предусматривается. Я отвечал этой телевидению, которое нас встречало вчера утром в парламенте, не предусматривается коалиция. Не собираются социалисты делать коалицию с кем-либо из тех, кто откололся, потому что мы категорически против, чтобы кто-то уходил с фракции с одной в другой, тем более в третью. То есть, возможно, коалиции с какими-то партиями, фракциями, которые изначально были в парламенте. То есть, мы не против них. Не против коалиции СПАС, не против коалиции СДА, с демократами. Можно работать. Пентру Молдова, Про Молдова, ШОР не рассматривается коалиция. В первую очередь, я хочу вернуть на факт, что почти 3 недели зили не сал лукрат. Foarte mulți deputați au lucrat în Parlament, între care și eu am lucrat. Nu am fost implicat în campania, fiindcă Parlamentul e Parlamentul. Președintele e președintele. Nu contează în weekend, ci nu nici de cum nu am perturbat activitatea Parlamentului. Asta e una. A doilea, faptul, și aici colegul a menționat, că cu atâta ușurință am votat atâtea legi, putem să o facem încă în septembrie lucrul acesta și astăzi eram cu mult mai avansați pe multe proiecte importante, inclusiv dacă e cazul, și nu știu dacă cu actualul guvern încă e cazul să examinăm și să votăm bugetul. Bugetul, după mine, trebuie să fie examinat de un alt guvern, de un guvern pro-european, imediat care va fi instalat. E posibil acest lucru? Vorbim și despre aceasta, îmi permiteți, vă rog. Și de aceea, de urgență e semnarea acordului cu FMI. Tot ce ține de condițiile stabilite, impuse, nu într-un fel, poate nu e termenul corect impus, dar stabilite
cu femei, în primul rând, deblocăm finanțarea internațională, Uniunea Europeană, țările Uniunii Europene, organizațiile internaționale financiare. Iată ce era nevoie. Și când am spus că Parlamentul a fost transformat într-o anexă a PSRM-ului și a lui Dodonului, am avut perfecte dreptate. S-a demonstrat că anume din aceste considerente Parlamentul a fost blocat aproape 3 luni de zile. Al doilea, ce se întâmplă în sală e o chestiune obișnuită și nu trebuie să ne mire atât de mult. E altceva, că nu se dorește votul electronic, deoarece doamna Greceanu îl preferă pe Od Nostalcu ca să două sectoare deja și i s-a adus la cunoștință de nenumărate ori, nu numai eu, toți colegii. Puneți un numărător normal care stă din sectorul, nu stă din sectorul 3 de la socialiști care acoperă tot Parlamentul. Vă rog frază, dacă îmi permiteți, da, eu cred că trebuie de examinat posibilitatea, dacă nu există vot electronic, să nu numere deputații voturile, să numere personalul tehnic al Parlamentului. Gândiți-vă la ideea asta. Și totuși vreau să-l aud pe domnul Marian. Formalizat sau nu există acum o... Cum observați în aceste două ședințe? Există o coaliție nedeclarată, poate? Deci, în primul rând, haideți să clarificăm pentru toată lumea, nu este pentru Moldova, este Șor. Este grupul Șor Plus, sau puteți să numiți altfel, pentru că a numi pentru Moldova acest grup nu este corect. Lumea trebuie să știe ce fel de formațiune este aceasta. Și noi am observat în ședința de ieri că PSRM cu grupul Șor au votat împotriva acelui proiect de lege sau care presupunea extinderea numărului de buletine și votarea pentru două zile, ceea ce e un lucru inexplicabil, pentru că a văzut toată lumea că diaspora vrea să voteze și pe alocuri, anumite secții de votare, i s-a blocat dreptul la vot și asta este inacceptabil. De aia acel vot comun între PSRM și Șor ne împinge să credem că există o înțelegere. Și am observat și în alte cazuri, în alte proiecte de lege, în care aceste două formațiuni votează. Unde проголосовали только мы вместе с ними без вас. De ce n-ați votat? Практически за все вы голосовали вместе с нами, кроме этого вопроса. Это был единственный, который мы не проголосовали. Потому что по голосованию в Европе очень много вопросов. Вы сколько, если вам не изменяет память, примерно находились на участке, когда голосовали? Именно вы. Ну вот зашли, проголосовали, вышли. Сколько времени вы потратили? Прим Республика Молдова. Нет, вы конкретно. Савотат. Вы конкретно сколько потратили? Видите, не хотите отвечать на вопрос. В Европе люди голосовали со скоростью 7 секунд в минуту. Домна не получается на некоторых. 7 секунд один человек. Вы сколько потратили времени? Вы сколько потратили на участке? Вы хотите, чтобы там не было ничего сделано, когда мы одного человека в Европе на некоторых участках потратили 7 секунд. Ты должен зайти, здравствуйте, и уйти. Я думаю, что человек надо подписать в ударе. Подвоз, водку, все это видео в интернете, забит интернет, работает. Голосовали с паспортами порванными и все остальное. Не властри от фильма такого. Те руку клипы. Я десфашурат организат alegeri și prezidențiale și parlamentare și la București și în Bruxelles. Având 6 cabine, 3 computere, e suficient 4-5 secunde ca să... Nu mai puțin, vă rog, aveți răbdare, liniștiți, da, și vă dau, confirm că o bună organizare și corectă creează posibilitatea foarte rapid de a vota. V-am spus, 6 cabine, 3 computere care stabilesc fluidizarea și nu e nicio problemă. Poate fi perfect 5.000 de alegători să treacă. Iată, depinde de organizare. Dar peste hotare au fost și două cabine și un computer doar care verifica. Aici au apărut marile probleme. Așa că nu este incomparabil. Все граждане Молдовы равны. Нет, нет. Массово нет, единичные случаи были 100%. То есть все граждане равны. Если одни голосуют, день, два, три, должны другие так же самое голосовать. Если мы массово открываем участки для европейцев и для нашей диаспоры, которая может проголосовать и должна прийти проголосовать, мы также должны поддержать наших молдаван из Приднестровья, граждан Молдовы, которые должны участвовать и должны голосовать, а не рассыпать гвозди на дорогах, резать шины и бить лица нашим гражданам. Вы видели видео в интернете, сколько женщин плакало из-за вашего коллеги?
Мне вам показать, отметить, выслать, что вы там творили на Приднестровье. Вы себе только представьте, что вот депутаты-социалисты вылетели в Европу и стоят в Европе, не пускают голосовать. Представьте себе эту картину. Домнул Нестеровский, вă rog un pic de o pauză, vă rog mult. Domnul Nestorovski, vreau totuși să ne răspundeți la întrebare. De ce PSRM-ul nu a susținut această inițiativă ca să fie dublate numărul de buletine de vot? Pentru că noi считаем, că закон в Молдавии един для всех. Как должно быть на участке внутри страны, так должно быть и за рубежом. А в идеале, товарищи Миспас, я хотел бы, чтобы они присмотрели к закону, например, в Армении, где голосуют только граждане, которые живут на территории Молдавии, не диаспоры. Присмотреться к Америке, к Армении, к развитым странам. Am revenit în platou, chiar și în timpul publicității aici spiritele sunt încinse când este vorba despre diaspor și vot. Domnul Marian, cum credeți de ce socialiștii n-au susținut această inițiativă a platformei DA? I-a supărat votul din diaspora? Pentru că eu știu că diaspora votează conștient, votează corect, este un electorat care nu poate fi manipulat, influențat prin știri false, prin propagandă și votează candidații mai integri întotdeauna sau partidele politice care sunt mai integre, mai competente și de asta se votează cumva împotriva socialiștilor și rezultatele prezidențiale le-a arătat. Da. Și în această cauză probabil se împotrivesc acestui vot din diaspora, dar este un mare regret, pentru că acești oameni contribuie enorm de mult la economia națională. Cu ce contribuie parlamentarii aleși poporului, cu ce proiecte de lege, ca diaspora să revină acasă? Iată, acum ați revenit la muncă. Uh-huh. Pentru asta este nevoie de un guvern reformist, profesionist, care să aibă anumită stabilitate, care să implementeze reforme economice, să implementeze reforma justiției. Pentru că oamenii revin acasă atunci când știu că există o perspectivă pentru țară, când există un viitor sau când știu că își pot crește aici copiii, când există un sistem de educație bun, când există oamenii un sistem medical bun. Probabil schimbări și de la aleși poporului pe care i-au delegat în Parlament. E un reformist care să aibă, să se bucure de anumit suport în Parlament. Și de asta noi când spunem că e nevoie de anticipate, este pentru ca un parlament curat să poată numi un alt guvern care să implementeze aceste reforme. E posibil scenariul alegerilor anticipate, domnule Mihăiș? Speranța mea este că spiritele se vor mai calma și că Igor Dodon, care tot a avut în agenda alegeri anticipate, numai că el spune că undeva pe toamnă, dar până în toamnă nu putem să tolerăm un parlament în care deja unii deputați de două sau de trei ori au schimbat culoare. Deja, cum spun unii, parlamentul s-a transformat într-o piață și nu e bine lucrul ăsta. Și eu cred că și socialiștii, și PAS-ul, și celelalte fracțiuni, și ceilalți deputați trebuie să așeze la o masă de discuții pe un singur subiect. După ce votează bugetele, după ce votează legile care sunt necesare pentru femei, etc., cu agenda pe un singur subiect, cu presa de față. Când și care este parcursul, foaia de parcurs pentru alegerile anticipate. Eu cred că, ultima frază am să spun, eu cred că ar fi de bon ton ca domnul Chicu să-și dea demisia undeva în jurul datei de 15-20 decembrie anul curent, să deschidă termenul ăla de 45 de zile pentru care să fie posibil deja declanșarea anticipată, probabil undeva luna aprilie sau mai. Dar credeți că acest scenariu este plauzibil? Dacă doamna Maia Sandu să-l roage frumos, eu cred că el nu o să refuze, dacă o să aibă argumente. Eu aș vrea să mă refer la faptul că s-a vorbit diaspora. În primul rând, Igor Dodon a ofensat acești oameni bravi de o manieră impardonabilă când i-a numit electorat paralel. Oamenii ăștia care cu atâta
nevoi, cu atâtea probleme aici au plecat și întrețin părinții și, în general, Republica Moldova supraviețuiește în mare parte remitențelor. Și tu să îi reduci la niște electorat paralel a fost impardonabil, ca să nu zic mai dur, că ar merita această persoană. De aceea și reacția respectivă și în Parlament. Nu doresc. Sunt diferite metode de a soluționa această problemă. Și votul electronic, care încă unul e problematic, dar votul prin corespondență, inclusiv pentru tot ce de peste hotare, care va rezolva cu o lună înainte cum se procedează în România. Și cei care doresc să vină să voteze în ziua alegerilor, astfel descongestionăm secțiile de votare. Nu vor mai fi probleme, nu vor mai apărea. Cu o lună de zile votul prin corespondență. Fiecare doritor merge, primește plicul și îl trimite la ambasadă. Sau merge personal la ambasadă? Da, nu. Asta ar fi cel mai corect. Nu, ca ambasada, vă spun, nu, experiența internațională. Ei se adresează la ambasada, ambasada le trimite plicurile, documentele și ei, prin poștă recomandată, le trimit la ambasadă sigelate și se deschidă în ziua. Astfel, noi soluționăm o problemă enormă. Nu se dorește, fiindcă, vedeți, diaspora votează altfel. Nu cum ce doresc cei care, clasa politică sau conducătorii actuali ai Republicii Moldova. Să intervin aici, pentru ca să nu existe probleme de interpretare cu falsificarea votului, când Statele Unite acum, vedeți că Trump contestă anume voturile prin corespondență. Există soluția și în Austria au fost anulate voturile din prezidențiale vreo 5 ani în urmă. Este o singură soluție. Într-adevăr, să fie 2 zile de vot, minimum, pentru diaspora, nu pe interior. În Statele Unite, apropo, se votează electronic, ca să știți lucrul ăsta. Și rândul 3, eu cred că nu ar fi o problemă ca cetățeanul să primească buletinul de vot cu o săptămână înainte de ziua votului, să meargă la ambasadă, și să voteze cu o săptămână înainte. De ce nu? Мы можем пойти по более простому, варианту, потому что письма и все остальное – это чуть-чуть прошлый век. У нас есть прекрасный пример в данном случае Эстонии, где есть электронное голосование. Каждый гражданин может проголосовать через интернет. И, правда, выдают, по-моему, специальные флешки, если мне память не изменяет. У каждого своя, как и у нас электронные подписи у многих практически есть. То есть мы к этому придем рано или поздно, потому что это наше будущее и для граждан Молдовы, для тех, кто сидит дома и не выходит, и выбор не хочет идти, и для тех, кто за границей. А по поводу 2 дней, мы не против 2 дней для диаспоры. Мы хотим, чтобы для всех были единые законы, как и для диаспоры, так и для граждан Молдовы. Вы, когда вот проект нам предоставляли на заседание парламента, у вас не было виза правительства, без визы вы дали, нельзя голосовать. У вас не было расходов, какие-то расходы понесем мы дополнительные, вы также не дали. Вы не проконсультировались с фракциями. Кстати, проконсультируйте с нами, сделайте виз правительства, не только с нами, со всеми фракциями. Сделайте виз правительства, посчитайте расходы, придите еще раз с этим проектом, когда придет время, или пусть господин Реница от вас с этим проектом придет, и мы его вместе еще раз рассмотрим. Foarte bucuros, eu aș fi fericit să vin la fracțiunea voastră. Мы вас будем рады вас видеть. Mulțumesc. И clar că este nevoie de o abordare mai complexă. Trebuie, desigur, 2 zile este o idee bună, inclusiv să mărim numărul de buletine de vot, inclusiv să aducem niște dispozitive, da, în secțiile de votare, pentru că înregistrarea să aibă loc mai rapid. E nevoie de mai multe secții de votare și asta în primul rând, pentru că aceste rânduri oricum vor rămâne, chiar dacă crește numărul de buletini de vot. De exemplu, dacă în Frankfurt erau 3 secții de vot, nu erau astfel de rânduri. Deci eu cred că asta în primul rând trebuie să facem, să mărim numărul secțiilor de votare așa cum s-au înregistrat oamenii prealabili din diaspora. Deci asta trebuia și asta se putea de făcut și fără Parlament, cecul cu Ministerul de Externe puteau să facă asta, doar nu au făcut din motive vădit politice. Dar pentru că ați vorbit despre dizolvarea Parlamentului, astăzi Igor Dodon a făcut niște declarații, haideți să le urmărim. Cum avem 37 deputați în fracțiune PSRM, sunt 2-3 deputați care susțin acest guvern, adică acest guvern are la sigur susținerea 39-40 deputați, mai avem nevoie de susținerea 10-11 deputați. Eu nu văd nicio formă de coaliție până la sfârșitul acestui an. După anul nou, după ce eu revin în fruntea Partidului Socialiștilor, noi vom examina, PSRM-ul va examina oportunitatea creierii sau nu a coalițiilor pe termen scurt și pe termen mediu. Noi nu examinăm varianta ca cineva sub presiune să impună acest guvern să-și scrie cereri de demisie la inițiativa proprie. Eu aș propune ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc în luna octombrie-noiembrie 2021.
Господин Реница после первого видео... Am revenit în platou. Domnule Marian, domnul Dodon susține că după anul nou ar fi ideal crearea unei coaliții largi între PSRM și PAS, platformă. Vedeți, e posibil un astfel de scenariu? Așa cum a declarat de mai multe ori și eu și colegii mei, o astfel de coaliție este imposibilă. PSRM a arătat în 2019 că nu este un partener viabil pentru că nu susține reformele necesare pentru Republica Moldova. În acest motiv, noi nu vedem posibilă o astfel de coaliție, mai ales după această campanie murdară efectuată de Igor Dodon, care s-a acutizat în turul 2, pentru că acele atacuri, acele insulte aduse, nu vă mai vorbi de diaspora, dar acele atacuri fără precedent care au fost făcute și minciuni aruncate în societate despre Maia Sandu, este clar că cu un astfel de personaj nu prea poți să discuți lucruri serioase. De-aia trebuie să urgent să găsim o dată alegerilor anticipate. Asta este agenda cea mai importantă acum, pentru că... Doar data? Dar cum, care este mecanismul ca să ajungem la aceste alegeri? Există mai multe opțiuni. Cum spuneam, după ce aprobăm bugetele, trebuie să... În general, guvernul, acest guvern, trebuie să-și dea demisia. Și dacă nu își dă demisia? Pentru că, încă o dată, votul a fost foarte clar. A fost un vot pentru schimbare. Și, în mod normal, orice om politic trebuie să înțeleagă. Deci, alegerea anticipată nu este o întrebare juridică. Este o întrebare politică. Și guvernul și prim-ministru și toți politicienii ar trebui să-și pună întrebarea ce facem mai departe, cum răspundem la așteptările oamenilor. Pentru care aproape un milion de oameni au votat pentru o schimbare, pentru reformatarea clasei politice, politicienii ar trebui să se comporte ca atare. Și de asta și vorbim de alegeri. Vreau să spun doar o frază. Este o problemă foarte importantă de credibilitatea unui eventual guvern, indiferent de culoare, care ar proveni din actualul Parlament. Eu sunt convins că partenerii de dezvoltare Republicii Moldova nu vor lucra cu acest guvern. Deci, de aici nu este fezabilă ideea de a crea o nouă majoritate, oricare ar fi ea, în orice format. Pentru că acest Parlament nu mai poate să emaneze o majoritate pro-reformă, pro-europeană. El trebuie să plece în istorie, el a avut misiunea lui istorică și atât, s-a încheiat. Cum va pleca? Asta eu cred că se va găsi o soluție. Dacă îmi permiteți, aș vrea să stăru și eu asupra unui detaliu. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat pe 15 noiembrie a fost foarte bine, e un fapt împlinit și îmbucurător. Dar cred că e bine să ne debarasăm de euforia evenimentului și să privim foarte treaz și responsabil la situație. Și aici mă refer, în primul rând, la faptul că declanșarea imediată a alegerilor va favoriza practic doar câțiva actori politici. Pe partea stângă, PSRM-ul cu USAT-ul, care este într-un trend ascendent și lucrul acesta este evident, iar dacă cineva mizează sau contează pe faptul că pe eșchierul centru dreapta va deveni el majoritar, este o abordare greșită și iresponsabilă. De aceea trebuie să o facem gradual, sunt categoric pentru dizolvarea acestui parlament, dar nu imediat. Astea sunt un fel de amețeli ale succesului. Trebuie să revenim la dizolvarea parlamentului când întrunim câteva condiții. În primul rând, și sunt adeptul și voi insista ca guvernul Chicu să fie demis. Domnule sau Veniță, să... Câți din cei 101 deputați își doresc astăzi ca parlamentul să fie dizolvat? Mai e necesar 6 deputați care, nu vă grăbiți, slăule, but surely, încet, festina lente, ne grăbim încet și avem nevoie de un guvern provizoriu, pro-european, care va deschide calea finanțărilor internaționale, având un președinte pro-european, președinte ca simbol, cu mesaje clare și va fi o deschidere internațională extraordinară a Republicii Moldova. În toamnă, cred că nu am nicio simpatie sau n-am nicio rudenie pe la, și nicio rudă pe la Sadova, ca să coincid cu opinia lui Dodon, ca să fie foarte clar, dar cred că în toamnă am putea să organizăm alegeri anticipate după ce rezolvăm mai multe lucruri clare. Nu putem să mergem în alegeri anticipate cu un guvern Chicu, un guvern catastrofă, un guvern al pandemiei.
Da, și pentru... Fiecare lună care trece, tot mai mulți oameni pleacă în Republica Moldova, tot mai mult situația economică se înrăutățește. Noi nu putem să prelungim acest parlament. Вы вот говорите столько. Кто довел до этого? Еще Снегуров в 90-х годах шел на выборы с лозунгом «Со Снегуром в Европу». И вот эти 30 лет разваливали страну. Потом 2,5 года боролись с Плохотнюком, когда его убирали с правительства. Полгода давали Майе Санду, когда она была премьером, все, что она хочет. Поддерживали ее все законопроекты, чтобы она показала, на что она способна. И последний год всего лишь мы полноценно были у власти. Разгребая то, что натворили так называемые проевропейские правительства. Нам не надо проевропейское правительство и проевропейский президент. Молдове нужен президент. Уже кого избрали, правительство, которое будет... Я согласен. Правительство, которое будет думать о Молдове. Понимаете, у вас наше правительство должно думать о Молдове, о молдаванах. Невзирая на нации, несмотря ни в Европу, ни в Россию. Ты должен делать все для того, чтобы твоя страна процветала. Дружить и с Европой, и с Россией, и с Украиной, и с Румынией. Как только ты отворачиваешься в Европу, идешь в Европу, у тебя проблемы с Востоком. Просто лучше России, когда мы имеем президента проевропеан, что мажоритет de stânga în formatul ușor plus PSRM. Atunci, într-adevăr, a intrat o criză politică de proporții cu niște rezultate devastatoare pentru întreaga populație și pentru țară. Deci, de asta, domnul Răniță, dacă îmi permiteți, totuși, alegerile anticipate a rezolvat toate problemele. Eu nu cred că dreapta va suferi o înfrângere la alegerile anticipate după victoria unui candidat de dreapta alegerile prezidențiale. Se va redimensiona acum. Aș avea mare dubii. V-aș sugera să analizați mai atent primul tur și rezultatele de la primul tur care sunt. Dar sondajele? Și bine, sondajele nu, dar rezultatele de la primul tur și pentru care s-a votat masiv și unioniștii și o parte din alte partide, ca să vedeți situația reală. E necesar, v-am spus, după mine, în primul rând, un guvern tehnocrat, dacă vreți. Ce să voteze? Nu mai voteze. Provizoriu. Care va fi? Cine votează? V-am spus, mai sunt necesare 6 voturi în Parlament. Cunoașteți niște mișcări? Probabil că le cunosc la momentul oportun, am să vi le spun. Spuneți-le acum. У нас на носу зима. У нас COVID, мы бьем практически рекорды. Весь мир бьет. Domnule Нестерович, despre coronavirus discutăm în o scurtă pauză de publicitate. Da, după cum spuneam, vreau să discutăm un pic și despre coronavirus. Astăzi premierul Ion Chicu a anunțat că cumva a avertizat că în câteva săptămâni sistemul medical va fi la limită din cauza numărului mare de infectări. Domnule Marian, mă întreb cum, imediat după alegeri situația în spitale s-a agravat? Adică până acum o săptămână situația nu era atât de gravă? Eu, în primul rând, cred că alegerile eu nu sunt expert, dar alegerile nu sunt neapărat criza pentru motive pentru această creștere, pentru că acest proces de votare nu este mai riscant, de exemplu, decât rândul la magazin, da? Eu cred că motivul pentru această creștere, desigur, este sezonul rece și sezonul virozelor, dar și tot felul de manifestații din masă care au avut loc în ultima perioadă, tot felul de hramuri, proteste în care oamenii nu au respecta distanța, dar și, desigur, o problemă sistemică cu testarea pe care o avem încă de la începutul pandemiei. Noi am
Am început mult prea târziu să testăm în masă. Dacă am fi început să avem 5.000 de teste prin aprilie, atunci ar fi fost altă situație. Asta eu văd lucrurile. Și mai departe, ce trebuie să facem e cu siguranță să mărim și să mărim testarea și, desigur, să încurajăm și să venim cu noi măsuri în care oamenii să poarte mască. Dar credeți că acest subiect trebuie discutat în Parlament pentru că sunt necesare soluții acum stringente? Pentru că vedem că de la o zi la alta numărul crește. Da. În primul rând, lupta împotriva pandemiei a fost compromisă chiar de la bun început de către Dodon, de către Chicu și v-aș aduce aminte de Dodon cum chiar de la bun început umbla prin arături cu 20 de mașini SPPS și umbla pe la oameni, a început în scopuri electorale. Un președinte este un simbol care trebuie să respecte. Vă aduceți aminte? O lecție că doctor, o lecție că trece... Vă să gândi ne-o tu-ți toru, nu mai puțin, vă rog. Atriceați concret la vopros. Nu mă întrebuiți, vă rog. Ea a fost utilizată, valorificată exclusiv electoral și nici de cum, din punct de vedere medical. Domnul Chicu s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Acum descoperă că nu avem locuri deja, s-a complicat situația. Când făcea nunta cu fiul sau cu altceva, nu se gândea că dă un exemplu incredibil de prost pentru toți cetățenii, ca să ignore. Este factorul politic, în primul rând, a compromis de la bun început lupta împotriva pandemiei. A doilea, este și responsabilitatea cetățenilor. Trebuie să o recunoaște. Dar ea a fost în mare parte generată de către factorul politic și electoral. Acum, și să vă spun sincer, eu l-am întrebat pe exponenții de la Ministerul Finanțelor și de la Ministerul Economiei. În cadrul Comisiei de Politică Externă, vă spun sincer, am aprobat atâtea credite și atâtea granturi pentru lupta împotriva pandemiei, vorba de milioane și milioane. Păi nu se găseau 5 sau 10 mii de teste pe zi? Unde sunt banii ce? Așa și nu putem să aflăm. Dar poate domnul Nestorovski știe mai multe despre. Poate că așa să ne spună el. Da, vă rog. Bravo. Смотрите, у нас во времена Майя Санду, когда она была в правительстве, было закрыто, кроме там сотен школ, еще и десятки больниц. На ревеним дежа. Дайте мне закрыть. Вы мне задали вопрос, я отвечаю. Были закрыты больницы и поликлиники. Додон Кугречан и Домишат. За 30 лет была разрушена вся медицинская система. Закрыты многие больницы в районных центрах. Правительство. Ну да, конечно, все позакрывали. Больницы позакрывали, лаборатории позакрывали. Когда пришла пандемия, надо все заново открывать. И только вот сейчас, только вот именно сейчас при Додоне, вот при его последнем годе правления, начали только наводить порядок в больницах, повышая зарплаты медикам, открывать новые лаборатории, чего до Додона не делалось вообще. Закрывалось наоборот. Люди, которые смотрят вот с района, вот вы посмотрите на свои больницы в ваших районных центрах, что это творится. Даже в наших больницах посмотрите. Все разрушено за 30 лет, и сейчас только как начал восстанавливать Додон и правительство Кику, вот только начали работать. Я победил. Опять будут разрушать все, что могут разрушать. Да, а мы цели Донецеровский. Потом опять придется совместно к власти, опять придется восстанавливать и Dacă domnul Dodon a făcut atât de bine și mult, apare întrebarea firească. De ce n-a fost reales? Pentru că Domnilor deputați, ședințele plenare au lipsit și a fost dor unul de altul. Lili grease el god, am eu din ce adevărul, domnul colegu e mare adevăr. Și господин Реницев, eu înțeleg că a fost dor unul de altul, dar haideți să-l auziți pe domnul Mihăieș. Deci eu înțeleg foarte bine că mesajul domnului prim-ministru, chiar dacă este unul post-electoral, trebuie luat în serios. Eu cred că aici trebuie să conjugăm eforturile tuturor forțelor politice. Este important acum că sunt două, trei companii, inclusiv Pfizer-ul din Statele Unite, care au anunțat că deja au un vaccin. Astăzi au depus cerere de înregistrare în Statele Unite. Cred că guvernul trebuie să facă tot ce este posibil ca să înceapă vaccinarea nu mai târziu decât în România. Să se sincronizeze cu guvernul de România,
eforturile, astfel încât vaccinul european sau american să vină în Republica Moldova până la sfârșitul anului curent. Pentru că noi putem foarte mult să discutăm cine e vinovat, cine e nevinovat. E clar că nu s-a făcut tot ce se putea de făcut. Eu am o mare întrebare, în ce doar două firme private fac testare și nu s-a permis să facă mai multe firme testare? Pentru că tot e testare. Dacă persoana se testează la timp, el nu ajunge starea gravă în spital. Cozi enormi la laboratoare. Și scozi enormi și costă foarte mult, 850 de lei. Nigde firme делают тесты, делают намного больше. Я только бесит, четыре с разными названиями. Вакцины очень плохо, что мы вот даже... Вот здоровье граждан пытаемся вмешивать в политику. У нас есть вакцина европейская, американская, есть русская вакцина, которая быстрее проходит все проверки и которую признала Европа и Америка. А мы опять говорим вакцина европейская, пускай будет русская вакцина, американская. Тут я согласен. Да, Марин. Așa, deci, acest vot care a avut loc la 15 noiembrie a fost un vot de blam împotriva guvernării Chicu Dodon. Deci trebuie să recunoaștem. Așa s-a datorat administrării catastrofale a crizei pandemice și a crizei economice. Republica Moldova este unica țară din Europa care nu a oferit niciun fel de ajutor real economiei, de exemplu, sau nu a luat niciun fel de măsură la început care să limiteze răspândirea pandemiei. Haideți să ne aducem aminte ce spunea Chicu la început de pandemie, că asta e isterie, sau când spunea Dodon, nu vă faceți grijă, asta afectează doar bătrânii. Vă haideți să nu găsiți inovați în altă parte și nu inventați, nu vă întrerup, nu inventați minciuni cu școlile. Da? Nu găsiți scuze în altă parte, trebuie să vă asumați responsabilitatea. În mod normal, un politician matur ar spune, da, am greșit, am înțeles votul oamenilor, am recunosc greșelile și mergem mai departe. Nu căutați scuze, domnul deputat. Trebuie de mers înainte și găsim soluții. Cu suficient spus, care este soluția pe scurt? Cum aducem vaccinul aici în Republica Moldova cât mai curând. Dar nu găsit... Avem un minut până la... pentru că avem și un reportaj din teritoriu. Da. Și care este soluția, domnule? După mine, evident, trebuie să ne conjungăm eforturile. Politicul, oamenii și politici trebuie să susțină administrația, medicina. Dar nu, domnul Mihăieș, nu cu actualul prim-ministru. Nici o șansă și cu actualul guvern. Și a demonstrat totala incapacitate de a gestiona treburile țării. 15-20 decembrie. Nu mai puțin. Treburile țării și în special cu pandemia care a devenit o tragedie națională. Pandemie. Dar cu actualul, pe 24, nu mai puțin, pe 24 porumbelul de la Sadova zboară acasă, dar zboară și guvernul și alții. Trebuie să zboare și să începem o filă nouă, corectă, onestă și o filă responsabilă. На внеочередные выборы. И мы уверены, что мы возьмем больше, чем 37 депутатов сейчас. Соответствует Эдуард тестарea și alocarea unor sume considerabile. Să-l aud și pe domnul Marian. Da, vă rog, chiar cu mult plăcere. Da, vă rog. Deci o soluție ar fi testarea, creșterea numărului de testări, să depunem eforturi ca să aducem vaccinul cât mai rapid cu împreună cu partenerii europeni, când o să fie posibil și desigur să echipăm mai bine doctorii și desigur să informăm populația și să dăm un exemplu bun pentru oameni, inclusiv de la primele persoane în stat, să purtăm mască, inclusiv și în spații închise, inclusiv și în afară. Asta este foarte important, ce fel de exemplu oferim oamenilor. În stat vor da un exemplu bun, iar eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai aștept pentru că văd că avem multe teme de discutat. Iar în continuare vă invit să urmăriți un reportaj din satul natal al lui Igor Dodon, pentru că am mers acolo înainte de alegeri. Am decis să mai facem un drum ca să vedem cum explică sadovenii faptul că domnul Dodon a pierdut acest scrutin prezidențial. S-o amestecat diaspora asta acolo, Maia Sandu, o cumpăra diaspora asta toate și o ținu cu dânsa și de atât au pierdut Igor Dodon. Regretați? Vă pare rău? Ne pare rău că au pierdut. E săteanul nostru. E săteanul nostru. Și dacă nu s-a amestecat diaspora, Igor Dodon câștiga. Dar diaspora tot sunt cetățenii noștri. Sunt tot a noștri, dar ce nu trăiesc în Moldova? Ei de aici răcnesc. Vrem să venim la Moldova, să venim, dar ei nu vin. Au 15-20 de ani și de acolo.
și de acolo, au casă, copii, bărbați, să acolo, teți, și de acolo. Nu mai vine el cât lumea aici să lucreze la pământ aici. Nu vine. Nu vine. Dar cum credeți? De ce oamenii au plecat peste hotare? Că n-au de lucru aici. Nu e de lucru. De ce nu deschid zăvoade, toate celea, să le dea de lucru aici? Dar cine se duce? Dar panoul ăsta cu Igor Dodon, când o să-l scoate? Aici să ținem până să murim. După cum se spune că Maia Sandu a cumpărat voturi, nu, asta e marea greșeală a lui dacă o spune lucrul ăsta. Nici diaspora, ales pentru diaspora, diaspora cei mai cinstite. Și la urmă ieșit, totuși a fost cumpărată. Deși ar trebui să-și bată joc de copiii noștri. Că am și eu copii pe hotară. De câți ani sunt plecați? Da, păi, să nu spunem minciuni, nepoțica are de acum 16 ani, dar 4 ani am ținut-o noi, de la 5 ani am dat-o. Să cotiți că-s 12, 11, 12 ani. Și vă doare când se dar spune cu diaspora, electorat paralel? Foarte, foarte. Deci a ieșit că ăștia nu sunt a noștri. Sunt paralel cu Moldova, ca când ar fiind Ucraina sau, eu mai știu, dar prin Dinstrovia el. Deci, totuși, o durere mașcată de inimă, pentru că copiii noștri vor ca să schimbi ceva bun, ca să poată și ei veni lângă părinți. Că noi, ca suntem doi pensioneri, asta e soție, suntem doi pensioneri, avem 65 de ani, eu am 65 și ea are 60. Deci, mâine, poi, mâine ar să-mi trebuiască și nea, că acum am ținut la tata, un ajutor. Și sperăm că să fie înspre bine, să-i vedem și pe dânșii lângă noi, acasă. Dacă nu e președinte, ce facem? Că cum e, cum nu e, bun, rău, dar o făcut alea când s-a smeridică. Dar domnișoara asta ce să facă? Nu știu ce face ea, mie asta. Poate mie-asca, hai. Da. Mai ciocotim noi așa, logic în cap. Adică eu mai suier, dar un bărbat mai învârteți, mai scund, mai fur, mai... Dar faci pentru sat, să faci pentru alt sat. Mai fură un pic bărbatul, da? Dar femeia nu poate fura. Femeia, cum am înțeles-o pe ecranul ăsta, că se închide bolnița, închide grădinița. Mai grabă conduce o femeie. O femeie la conducere mai bine? Da, da. De ce? Așa mă socot eu. E deșteaptă, învățată, e foarte prin țări străine umblată. E și Dodon. Pierdut el singur. A greșit adresa, eu ca și. Dar unde a greșit? Unde? Stăt locul a greșit. Când ajungi acolo împărat, îți flutură mințele, trebuie să te uiți în pământ, să vezi cum o ducem noi. Dar noi și Iaca n-am unde lucra, până la pensie mai am o an jumate și fac eu. Cum trăiesc? Nu se interesează nimeni. Anul ăsta nici nucă, nici poamă, nici nică și vindem. Vine iarna, cum trăim? Păi nu știu, am să vedem și fata asta ce face, dar cam e slăbuță, nu știu, nu cred. Alegeri anticipate vor fi la primăvară? Ar trebui, că acolo mulți șed ca tăunii pe schinarea noastră. Cea mai mare nădejde mea e la Dumnezeu. Altă nădejde nu am. Dacă El o să binevoiască să fie bine și o să fim și noi mai buni și ne gândim nu numai la noi și la alții, o să fie totul bine. Sadoveanu, dumneavoastră a pierdut în acest scrutin. Cum explicați? Până la urmă, oamenii pe condamnă pe cei care nu se țin de cuvânt. Păi nu înțeles că ne-am întristat. De ce? Păi constatăm de nostru și om ca oamenii și cum scade. Nu știu, dă Doamne să facă ea măcar mai departe, da? Nu că a ieșit Maia Sandu președinte, gata, se va schimba absolut tot. Se schimbă cu chestia asta ca să nu mai fie lumea panicată și cu atâta șoc, așa să spun, pentru că eu sunt român și să cred că mă înțelegeți. Ură, mai ales și pe la graniță și pe la toate chestiile astea, că nu dă voie, ba la unul, ba la altul. După ce că lumea trăiește într-o sărăcie foarte grea înainte de pandemie și acum cu pandemia asta, cu COVID-ul ăsta, trăiește și mai rău. Și mai ales să nu le dea drum ca să nu plece să nu facă, pentru că mi-este și mie greu. Dar
Cum s-au văzut alegerile peste Prut? S-au văzut diferență de la cer la pământ. Și care este această diferență? Este pentru că diaspora ridică foarte. El ne-a urmărit tot parcursul. Au urmărit absolut tot. Se repar tot satul sau porțiunea asta de drum? Da, tot din fond până în coaș, până la cerc se repar. Dar cine achit? Din banii cui se repar? Pot răspund. Adică la repare nu vă pot răspunde. Că... De la administrația de stat a drumurilor sau de la cine sunteți? Nu suntem de la companie. No, cost. Executăm lucrările. Companie privată? Da, probabil. Da. Dar cine va chemați să faceți lucrări? Eu execut lucrările. Dacă ați venit dumneavoastră la noi, de ce să nu vorbim? Eu am venit până mai hală, dar dacă trebuie, vorbești dumneavoastră. Colea și muncești. Bună ziua. La noi te-ați grăiesc, pentru că suntem de satul președintelui doar. Dumneavoastră, cine sunteți? Eu sunt cetățean din sat, sunt gospodarea satului, sunt patriotă satului. Într-adevăr, sunt simpatizant al lui Igor Dodon, președintele țării. Aici trăiește mama lui. Dar dacă este o cruce la poartă și o poartă frumoasă, înseamnă că sunt oameni gospodari. Eu sunt Petru Aghenie, sunt consilier în Consiliul Local Sadova. Pentru că sunteți consilier, am văzut că se repară drumul aici. Și din a cui bani se face drumul? Se va face tot sat? Nu tot satul. Este o porțiune, se face drumul central. Restul la noi drumurile, dacă să vreți să vă uitați, din fondul rutierii, că s-a făcut un drum mai încolo, am făcut un drum mai alături, sunt vreo 6 drumuri, s-a făcut anul ăsta, din fondul rutier. Dar deci... drumul ăsta care se face acum din banii cui? Din fondul rutier? Nu știu. Și să vă spun, dar dacă... Sunteți consilier, cum nu știți? Da, eu sunt consilier, numai că nu s-a făcut din fondul rutier a satului Sadba. Posibil la un nivel central, s-a făcut din bugetul de stat. E clar că nu s-a făcut din banii oamenilor, aici nu se poate de făcut așa drumuri, dar e un lucru bun dacă... Dar cum ați ales anume porțiunea asta de drum să fie reparată, anume unde locuiește, unde a copilărit Igor Dodon? Vă spun cum. Dacă trageți atenție, luați de jumătate de an în urmă tot reportajul la TV8, ați luat 10 oameni care au vorbit inclusiv și aici, inclusiv și aia, asta și vă două, trei, și au spus că dacă el era un președinte bun, măcar gropile este și au arătat 100 de gropi. Și iată, într-adevăr, poate că a ajuns la urechii lui că trebuie drumul să într-adevăr reparat. Înțeleg din banii lui? Din banii dumnealui? Nu, nu din banii lui. Nu din banii lui, dar din banii contribuabilor. Dar putem că iată chiar câteva străzi la vale, acolo e pietriș, starea proastă. De ce nu s-a făcut acolo drum? Ia stați o leacă. Dar poate prin păduri trebuie să le facem. Acolo tot locuiesc cu oameni. În păduri? Nu în păduri. Cu două străzi mai la vale, la fel locuiesc cu oameni. Sau acolo nu sunt sadoveni? Aici e drumul central. Sunt drumuri centrale, sunt huidiți, sunt drumuri auxiliare. Nu are rost de cheltuit 40 de milioane. Eu așa figurat vorbesc pentru patru oameni. A slivie rândul. De unde 40 de milioane? Domnule consilier, eu am zis la figura... Să le dați exemplu, de exemplu, și în alte localități care vor să facă drumuri de 40 de milioane în localități. Cum ați găsit resurse? Spuneți-le secretul celorlalți primari. Le spun secretul să voteze și să aibă președinte din sat la dânșii. Asta e un secret care e primul. E primul. Voteze. Ne bucură sinceritatea dumneavoastră. Nu, dar cum să spunem noi, nu care altul. Președinte e unul. Își poate el permite ca... Președintele trebuie să fie al tuturor? E tuturor. Fiecare merită să nu calce în glod, dar să meargă pe așa o stradă frumoasă. Bun, cum se află acum la sat? Eu v-am spus cum vreți să fie în satul președintelor... Da, pierdut. Ca să creez trebuie noi... A pierdut. Cine a pierdut? Președintele dumneavoastră.
Nu au pierdut, pur și simplu așa a fost voința alegătorilor. Dar cum explicați că voința alegătorilor a fost alta în acest scrutin? Explicăm în felul următor. Ați văzut diaspora. Nu e clar acolo la dânsă cu tot o altă gândire. Dumneavoastră, cum ați înțeles electorat paralel? Eu am înțeles că acolo ei, dacă doresc, lucrează paralel în Europa, pentru valorile europene, cu sunt acolo altfel. Dumneavoastră, paralel aveți și dumneavoastră rude? Da cum n-am. În orice caz, trebuia să întoarcă acasă. Eu am fost și în Rusia. Am fost, când am fost... Banii pentru mașină de acolo i-ați adunat? Nu, banii pentru mașină de aici am adunat. De aici, eu muncesc aici. Și vreau să vă spun... Ce munciți? Pentru că în Sadova n-am văzut atât de multe mașini de lux. Da, asta nu e mașini de lux. O stau bine răspus că automobil ne roscoș, sredstvă de peridvijenie. Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă aștept și vinerea viitoare la 21:30, o seară frumoasă!